Așa arată prăjiturica noastră negresă de post. Voi avea nevoie pentru negresa noastră de post. Se face repede, amestecăm doar cu telul așa. 125 de apă minerală. Apoi voi pune 30 de ulei. Voi pune 100 de grame de zahăr. Eu aici am zahăr brun, dar puteți pune și zahăr normal. Îmi place că dă un gust foarte bun la prăjituri. Așa, 150 de grame de făină, 8 grame de praf de copt, cum am spus, esență de rom, un praf de sare, cacao, 30 de grame de cacao și 10 grame de nes. Două linguri de cacao și o linguriță de nes. Și când scoatem prăjitura din cuptor, o întoarcem, punem această cremă deasupra și apoi punem nucă. Nucă prăjită și măcină. Și voi pune într-un bol, cum am spus, apa, uleiul. Eu tot timpul pun puțin mai mult ulei, că rămâne pe vas. Și pun 2-3 grame mai mult. Așa. Punem și zahărul. Punem praful de sare. Punem esența de rom. Așa, am să pun pe toată. Punem și cacaoa. Și nesul. Și cu untel amestecăm. Bine. Amestecăm așa bine să se topească și nesul și zahărul. Așa. Apoi cu o lingură vom lua câteva linguri de aici, vom pune pe foc. Vom face o prăjiturică mică, puteți dubla ingredientele. Eu am să pun în această formă subțire ca să se facă repede, în 5-10 minute la cuptor. Eu am deschis deja cuptorul. Așa. Și am să iau câteva linguri de aici și am să le pun aici în tigăița noastră. Una, două, trei, patru, ia să vedem, cinci, șase, șapte, așa. Cam 7 linguri o să punem. Voi pune făina și praful de copt. Și amestecăm. Așa. Și cu o palețică o să punem în formă. În toată formă să întindem așa. Așa, batem așa puțin. Și acum o dau la cuptor. Eu mi-am deschis cuptorul cam la 170 de grade. Am pus și sus și jos la cuptor deschis. Se facă repede. Și o încercăm cu scopitoarea după 10 minute. Deci, după 10 minute ne uităm. Și acum, aici unde am scos 7 linguri din compoziție, compoziția fără făină și fără praf de copt, o să punem 2 linguri de cacao și o linguriță de nes. Și amestecăm. Și dacă credeți că este prea amară, mai adăugați puțin zahăr. Am să pun puțin pe foc. Cam așa este. Să mai verific cu scobitoarea o dată.
Cred că este gata. Așa, să dăm capul. Aici avem nucă. O să punem deasupra. Aici avem crema noastră. O să punem din nou pe foc și o să adaug și puțin rom peste. Așa, să fie așa. Și ea se întoarce. Să vedem dacă se întoarce. O să pun pe această farfurie. Aoleu, fierbinte, ia uitați-o. Încercați cu scobitoarea, încercați să iasă curat scobitoarea din prăjitură. Și asta este prăjitura noastră de astăzi, de post, făcută cu apă minerală și cu nes, cacao și cu puțin încăpunem așa. Și acum voi deasupra această cremă, vedeți? O cremă de ciocolată cu puțin nes. Așa. Și acum vom pune nuca să se lipească. O punem repede așa pe deasupra. Așa. Și aceasta este prăjitura noastră negresă, în straie de sărbătoare. Aceasta este prăjitura. Și să tăiem așa o bucățică să vedem cum a ieșit. Încă este caldă. Ia uitați. Așa arată prăjiturica noastră negresă de post. Pufoasă, pufoasă. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și multă sănătate vă doresc. Și vă îmbrățișez, dragii mei români, vă îmbrățișez pe toți și vă mulțumesc din suflet.